Fluturele. Începe! Începe fluturele! Începe chat! Let's go! 20. Uai! Uarba. Ce s-a întâmplat? Ia că iese din spate! Snoop. Event la Snoop Dogg! Eventul lui Snoop Dogg! Concertul, let's go! Live. Let's go, let's go, let's see! Live și share acum! Aoleu, vrea mai tare sunetul! Bă, sunt peste tot loc! Bro! Kevin! Doi Kevin! Și fluturele, care e tot Kevin. Care nu mai e fluturele. Hai să văd, asta, s-a dus. Like, semnul întrebării, Snoop Dogg. Cade... Gata, mă, nu mai știți chat-ul! M to full screen. M. Te vezi că e trece fluturile până China, aia vezi. Să duce fluturile în Japonia, uite-l. Ia. Poți să dai sunetul mai tare? Nu, uite-l, bă. Asta nu e scena de la... E scena aia... Cum se ce cheamă scena mișto, asta? Bă, dar vreau să dau mai tare. Bă, cât de tare, chat. Știam cum mamă, se cheamă scena asta. Mamă, dar uite câtă liniște. Ascultați liniștea asta acum. Gen, nu știi ce urmează, nu știi ce se întâmplă, nu știi nimic. E în America aici. Aici cântă Snoop Dogg, nu cred. Cântă pe bune acolo, la terasă. E scena, nu știu cum. E Ice Spice. La scena asta o cântă Ice Spice. Bă, eu o să vorbesc peste asta, că nu vreau copyright de la ea. Da. Da, mi-o treabă cu Ice Spice. Asta e gagica lui Robi, oricum nu mă dau la gagica lui Robi. Au apărut siluete de oameni. Stai că eu sunt pe full screen. Da, bă, uite, mi-au apărut copii pe aici. Yo, uite cât sunt. Bă. Ce copii? Yo, uite, bă. Dar dispar că m-a apărut cătul lângă ei. Muzica ei. Dar uite ce mișto să vede bun, uite-te că au apărut oraș, este mișto în Japonia acum. Da. Sau în China, sau în... America, sau unde o fi? În America. În America. Asta e în Japonia, mă, cum să vin în America. E în America, măi! Îți zic cum se cheamă scena asta. Dar mă enervează că nu pot să dau mental, America. Să mă urc. Nu mai știu cum se cheamă scena asta, incredibil. Eu nu pot să dau mai tare chat, nu pot. N-am cum. Pe o clădire arată like. Da, uite acolo sus like, clădirea cu like. Și Snoop Dogg, eu vreau pe Snoop Dogg. Dar aud în ce, drău, nu pot să dau mai tare. Gra. Uite, mi-a dat cu inimioare. Uite, îmi dă cu inimioare, gradul. De la concert, chat, de la concert, în real life, da. De asta erau atâția oameni aici. Nu pentru forme, pentru... Da, pentru gen, pentru sper din tot sufletul să nu fie bullshit. Și să de facă cumva să fie un event, gen. Să aibă sens că se închide tot ce ajungem în capitolul următor. Că dacă e așa... Nu-mi place, deci eu vreau un event să se întâmple ceva. Ce vreau pe Snoop Dogg acum. Și pe Eminem, dacă tot l-au arătat, vreau și Eminem. Mi-ar dacă plăcea și un skin cu Ice Spice. Păi o să fie, îți dai seama. Nu venea aia așa să cânte pe nimic. O să fie mai și asta în Fortnite, o să fie, clar. Da, acum a revenit la întrebarea lui, nu mai știu cine a pus-o, dacă trecea mamaia lui pe acolo, pe-n față. Veneau ăștia și îi cereau, dă bani mamaie, că nu vii degeaba să asculti la Ice Spice când cântă. Ce vrei, mă? A venit una să uită la mine. Uite cum sări asta așa, uleu, cât de sus puteți sări. Vezi că puteți sări mult. Da? What the fuck, când a sărit cineva la mine aici, ai zis și eu asta. Păi și la mine a venit una în fața mea și mi-a arătat că poate să sar. Da, mă. Câți oameni mâncați așa. Ai zis cumva Lycra? Lycra? Minecraft. Ah, Minecraft, like ok. E New York. Apasă Alt F4, Alt F... Like la Times Square. A fost durea în popa. Așa, la Times Square. Pe de ce merge? Nu se întâmplă nimic. Ce, dacă apăsam Alt F4, îmi deschidea ăla, stau mai tare? Gata, merge! Da. Merge să dau mai tare, dar nu știu dacă îți dau sau nu, pentru nu asta nu dau. Nu mai pot să sar. Ba dau, că vine următorul acum. Da, nu mai pot să sar tare. Ia vedeți, uitați-vă în joc, că se schimbă lumini, se schimbă chestii. Hai mă, ca la... Save! Bă, frate, voi vă dați seama că ăștia de acolo vor ce vedem și noi din blocurile astea și lumini? Holy fuck. Mamă, cine vine acum? Eminem? Nu Eminem, Snoop Dogg?
L-am dat la maxim, vede? Hai ca Travis Scott, hai ca Travis Scott. E, yeah, Snoop Dogg. Uite-l, mă! Ia, ia, uite-l, mă! Ia, mă, ja-ja. Ia! A fost în România, bai noi. Te cumpăr, mă, man! Îl cumpăr din Fortnite când apare din... De ce se vede așa urât? Un live. Pentru că te uiți în Fortnite. Da. Dacă te uiți pe non-hulț, când se vede bine. Da. Se vede mai bine, dar gen... Se, nu se vede mai bine, la fel. Nu, e la fel. Așa se face mare pe tot ecranul. Ia uite-l pe mamen. Ja-ja. Da, e dat la 7, ești nebun. Nu știu, și la voi se aude foarte încet? Da. Da. Poate să nu-i copyright sau nu știu. Uite-l pe Snoopy Doggy Doggy. Nu cred. Am dat la maxim. Și eu l-am dat la maxim, dar nu e mare diferență. Uite, acum când sărim avem low gravity. Da? Gata, nu mai avem. A zis ceva amuzant tare Robi, eram cu Robi și ziceam eu că abia aștept să-l bage pe Snoop Dogg să-l cumpăr. Și face, a, da, ești fan mare Snoop Dogg, zi-mi trei melodii de la el. Pauză. S-a blocat. Pauză. Dar-l vreau, mă, pe Snoop Dogg, îl vreau. Să-l cap, ajung să-l zic pe shop. Cumpărăm pe Snoopy Doggy Doggy. Poate să cânte Travis. Pain. Păi tu dai seama că ar rupe, dar nu, e, mă. Tu ce crezi, Bulu? Te întreb sincer. Sincer. Tu crezi că o să mai vină vreodată Travis Scott în Fortnite? Nu. Gen pe shop? Adică... Nu o să vină să cânte. Păi pe shop. Skin-ul. Da. Pentru că acum toată lumea zice că e banat, că... Și că face iar... A, păi nu, mă, nu, bă, Travis Scott. Nu cântă Travis acum. Nu cântă Travis. Așa, că acum cântă Travis. Băi, tu ești drogat, să mor tu când tu ai zis că ăsta e Travis Scott. Bulu. De la chat, că am văzut ăștia că... Bulu, 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 bro. Nu mai apare atunci, nu. Bro, bro, al meu l-a confundat pe Travis Scott cu Eminem, bro. Cu Eminem, cu ăsta, cu... Pe Travis Scott cu Snoop Dogg. Yes, sir. Mă orim. Fiat-l! Salut, Eric, bine ai venit! Playing the game, auzi? Haideți cu like, cu chat! Cum ar fi să bagi o melodie de la... Dă-ți like! De la... Florin Salam. Vezi că nici asta nu mi se pare imposibil. Păi da. Nu, nu mi se pare imposibil. În câțiva în chat eu vă garantez că o să avem și ceva de românește. Vă garantez. Pentru că România prinde amploare. Păi da, Snoop Dogg nu-i prieten cu Florin. Vorbesc da? Elena la Sconi. Ha, da. Ia uite-l pe ăsta, face din alea pe internet. Hai Snoop Dogg, bagă o manea. Cum faci tu acasă la tine. Uite, iar ne-a dat efect de, din ăsta, de low gravity. Da, mă, concert în Fortnite, dar să-mi bat piciorul ăsta, e concert pentru copii, așa, chill. Nu mai e ca pe vremea noastră, Belule, când era de bandadă totală și nebunie. Da. Asta e cum ar veni, zici că este la muzică jazz. E un concert așa, într-o seară jazz, într-un pub din ăla așa liniștit, unde te duci cu familia. Cam da. Uite ce frumos mă dat. Snoop Dogg din GTA SSA, da. El e. Trebuia să vină o figurină. Zi trei melodii la Eminem, la Eminem știu, mă, Nike, la Eminem știu. Am Marta Log. Pă bune. Doamne, ferește. Ia. Scuuu. Uite, pe asta o știu. Când peștele în cui te frige, las-o jos, te frige, las-o jos, te frige, las-o jos. Scuuu. Pe asta o știi toată lumea. Sunt un vagabond. Yeah, Marta Log. Zi tu. Bro, când peștele în cuib, te frige, las-o jos, te frige, las-o jos. Uite, și ăsta, și pe ăsta îl prinde Chilia. Păi, da, dar el are păr. Da, dar el are 6 ani. Și el are păr, nu știu dacă cum se dă, l-are. Hello, hello, Mihaiță, bine ai venit, bă, dragi. Sopranos. Concert Ozon Dragostea din TEI? Sunt la concert fără să plătesc bilet, chiar. Dar o să iau copyright pe ăstea, oricum chiar dacă se aude încet, nu? Păi nu, n-am problemă că iau, problema mea e că... Măcar de le auzeam și eu. Da, bă, bune, bule, că ai zis tu că plătești, gen, că te uiți la concert fără bilet. Cred că fix asta e și șpârla.
Că gen, da. L-au dat la 1% ca să nu te bucuri de concertul ăsta. Eee. Bă, ce aveți mă, că am venit sau de foarte tare? Dar mi-o abia aud. Foarte bine. Îl aud un pic mai ce decât l-au pe voi. Probabil s-au aud mai ce. Explicăm, te rog, când intră noul PES, să-l cumpăr codul tău mâine, Mihaiță. Mâine, mâine. Cât mai cântă, habar n-am de-o vreau event în pana mea. Concert Connector, eu vara nu dorm. Dacă mai durează mult... Trebuia să vină și să dea cu picioarele în pământ. Nu știu, până acum ați dezamăgit, sincer. Sincer vă spun, până acum ați dezamăgit. Deci dacă nu-mi bagă ceva la final după prostia asta care să mă facă să mă bucur sau să fie ceva să-mi lege gen venirea ceptorului nou G, eu sunt dezamăgit, pentru că nu voiam concert. De-aia nu mai pot eu. La cât te-ai năcântat, un brodraj, bine ai zis, habar n-am, vedem. Yeah. Nu se știe nimic. Ia? Yeah. Ne-a scos din... Deci dacă nu fac nimic altceva și doar asta, știi ce înseamnă chat? N-au avut idee ce să facă. Bani. Ia. Nu spune că ne suge, asta e gaura neagră. Bro, what? Ia. Bro! Da, asta mișto efect, mi-a plăcut. Ce tare. Uite sus, da. Zero point-ul, ce? Ne fac colorează cerul. Fluture. Bum. Zero point-ul. Ia uitați-vă cu ce se întâmplă și acolo la ei pe ecrane. Bro, tare, asta mi-a plăcut, dar vreau ceva ca lumea, nu doar atât. Ai răbdare. Păi sper să mai fie. Răbdare. Uite sus. Mă uit sus. Iac! A ridicat o sus pentru melodia asta. Clasic. Era culmea să nu bage. Da. Bă, dar asta n-are în jurături în ea? Optimizează el pentru copii. A zis cineva amuzat la fel pe chat. Da, mă, joc. Deci media de vârstă pe Fortnite 6-12 ani. Și vine Snoop Dogg să ne cânte. Da. Pentru ăștia mai OG. Da. Îi bag eu film. Da. Pă bune, și cred că asta a fost tot eventul chat, ne-a colorat un pic cerul, se ia ochii la copii cu culori frumoase. Nu, eu încă-s dezamăgit, efectul a fost mișto, dar încă-s dezamăgit. Vreau event. Where is my event? Ia, și ai spice. Păi dacă la Snoop Dogg a făcut așa la Eminem, cum face? Păi nu știu dacă mai cânte Eminem. Cânta mă, cum să nu cânte, am văzut trailerul ăla cu ei, trei degeaba. Deci hai să ăștia doi. Am bătrânit și Snoop Dogg. Hai la culcare să vină Eminem. Oricum din trei, asta trei Eminem îmi place cel mai mult. Auză-l, deja au băgat beat-ul, ritmul. Da, nu. Nu? Audio prost? Nu știu. Da, e tot la Snoop Dogg, e tot la Snoop Dogg. E aceeași melodie. Ce eu băga, da. Ce eu băga Snoop Dogg. Bă. Bă. Deci eu mai tare de atâta nu pot, l-am dat la maxim. Ia, iar. Ia, mă! Nu, acum vine... What? E, da. Seamănă. Hai, nu e el, e tot, da, e tot. Mi-a dat flash. Bro, flashman. Mi-a dat flash. Eminem, come here. Ce reboot, man? Bagă-l-i putu-na. Eee. Cum ar fi? Bă! Șuși! Trailerul! Vezi că-i mișto. Skin-urile astea din Battle Pass, astea s-au licuit. Astea au fost licuite dinainte, uite-o și pe Goof. Uite-l pe Eminem. Ăsta l-a postat din aur, din calitate proastă. Mișto skin-ul de Eminem, îmi place. Aaa, ce-mi place fisica. Midas, o să fie în Battle Pass. Îmi place. E Midas combinat cu Meowsy, că l-a furat diamantul. Uite-o pe Ice Spice, asta o să fie skill de Ice Spice. Ia o misiune secretă, ia uite mașinile alea. Dacă sunt din Battle Pass Velu. Dacă o să fie și Snoop Dogg și Eminem și toți... Eu cred că o să fie PES. Nu e. Mapa, let's go chat! The agency a lui Snoop Dogg! Agenția lui Snoop Dogg, nu mai e lui Meowsicle. Ăsta nu-i Midas. Bro, ăla nu-i Midas, ăla-i Meowsicle.
La asta nu m-am gândit niciodată până acum. Mamă, băi, câte amintiri avem pe harta aia. Asta nu mai alunge. Da, 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 rectolocație. Bro. Fața din joc alu... Ai spus nu prea seamă. Heavy sniper. Mușpit. Sniperul. Moș spaghetti. Mam spaghetti. Ia. Mișto e de pașo de... Mamă, sper... Uai, cum ar fi să cânte gen pe bune ăsta când... Când tragi. Sau să se audă, da, da, să se audă ceva sau să apară alea ale lui, versurile. Mari șanse, da. Tientina cu bumbu, ubelu. Bro. What? What? Cine era acolo? What? Vezi că, s-a vorbit despre asta cum să apară. Juice WRLD, da. Uai. Chat, sincer vă spun, mie mi s-a părut slăbuț eventul, mă așteptam la mult mai mult. Pentru că ăsta n-a fost un event, a fost un concert, a fost mișto, dar eu așteptam pentru mine schimbarea dintre un capitol normal la un capitol OG. Înseamnă cel mai înalt punct culminant al Fortnite-ului pe care îl poate avea vreodată. Pentru că efectiv îmi aduce înapoi un capitol în care eu m-am jucat cel mai mult Fortnite ever, capitolul 2, un capitol în care am amintiri enorm de multe, un capitol care n-a mai fost și n-am mai putut să mă joc de 5 ani de zile. Și având în vedere că urmează ceva atât de mare și mișto, mă așteptam ca tranziția asta între sezonul, capitolul actual și capitolul OG să fie ceva mult, mult mai awesome, mai mișto. Nu zic că nu mi-a plăcut, din nou, mi-a plăcut concert, au adus 3 personalități mari, au cântat, oricum, să nu mai zic de faptul că a apărut, de parcă eram la o seară de jazz, așa, n-a fost concertul ăla gen Marshmallow, gen Travis Scott, gen Eminem, că și la Eminem a fost mișto. Mi se pare că ăștia pe concerte sunt, uite așa, din ce în ce mai jos. Le fac din ce în ce mai slabe. M-a dezamăgit tare pentru că preferam să-mi închidă Fortnite-ul. Deși în subconștientul meu știam că, bă, o să ne putem juca în continuare după pârnaia asta de concert, ce e, preferam să-l închidă până mâine la 12 după amiaza să nu mă mai joc. Bă, da, să-mi dea un event mișto acum, să se întâmple ceva, să văd cum să-mi răstoarnă harta, cum se deschide Rift-ul, cum mă trimite înapoi în Chapter 2, cum vine Regina Cubului și distruge tot. Nu știu, dar voiam ceva, să văd ceva, să-mi dea ceva acolo și să mă bucur în seara asta, că tot am așteptat. Nu să-mi dea să cânt, că puteam să-i ascult pe ăștia și pe YouTube și să auzea la calitate mai bună. Calm.